Bună ziua, dragilor! Bine vă regăsesc la un nou minut de conștientizare. Continuăm cu cei născuți în luna aprilie. Am ajuns și la maturii, oamenii serioși, oamenii de bază ai grupului. Ei îndeplinesc acel rol social de prieten de nădejde, de om care știe să vină să impună o structură, o ordine, o disciplină, care cumva unde îl pui, acolo îl găsești. Da, cum, îți oferă această siguranță și această stabilitate. Asta este și rolul celor născuți în luna aprilie. Cei care își îndeplinesc acest rol, cu siguranță, sunt foarte apreciați în grupul lor. Și în același timp sunt și oamenii care cumva foarte greu ies din pătrățelul lor, da, din dogmă, poate chiar din limitele, da, care le sunt impuse de societate, atenție, pentru că vorbim de rolul social. Practic, noi când ne uităm la cei născuți în aprilie, îi vedem ca fiind într-un anumit cadru, ca fiind într-un anumit fel, ca având o anumită tipologie sau un anumit tipar bine stabilit, de la care nu sunt prea multe surprize, de la care practic ne așteptăm prevedem cumva modul în care va răspunde la întrebări, modul în care va interacționa, da? Adică au un anumit tipar și au oarecare temeinicie, da? Sunt oamenii foarte muncitori. Apropo, dacă sunteți născuți în aprilie, rolul este de a munci și de multe ori munciți foarte mult. Poate să vă placă munca, poate să nu, asta ne spune și matrița, dar în rolul social este apreciată munca. Munca fizică de multe ori este apreciată, discuția despre sănătate, despre îngrijirea corpului fizic. Poate mulți dintre cei născuți în aprilie au tot timpul tendința asta să vină cu tot felul de sfaturi în stilul de viață, în sănătate, în tot ce ține de mâncare, corp fizic, stil de viață, bineînțeles. Da, dar în latura asta negativă, cum spuneam, pot să devină dogmatici, lumea îi bagă în pătrățel, îi vede ca fiind limitați, dar în același timp inginerește așa, cu etape, cu listuțe, cu programele, cu, da, foarte organizați necesită să fie cei născuți în luna aprilie și este foarte apreciat acest aspect la ei, organizarea și capacitatea lor de structurare, am putea să spunem așa. Și bineînțeles, cum am spus, siguranța, fidelitatea, loialitatea de care dă dovadă un 4 în rolul social. Acum, poate nu toți cei născuți în luna aprilie sunt așa, pentru că acesta este un rol social, e posibil de multe ori să nu fie respectat, pentru că în felul de a fi poate să existe diferențe mari. Însă, chiar dacă voi vreți să fiți altfel, lumea tot va căuta să vă bage pe voi cei născuți în aprilie într-un pătrățel, fie că vă place, fie că nu. Căutați și înțelegeți pur și simplu de ce lumea se raportează așa la voi. Trecem mai departe și ne vedem la episodul următor, să vă fie cu folos. Zi cu soare!